Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Frați și surori, în seara aceasta a primit la Domnului, am citit din Scripturi despre unul dintre oamenii lui Dumnezeu și despre poporul care a descins din el, încercând să învățăm lucruri folositoare pentru noi și casele noastre. Acum vom continua să citim din Scriptură, dar despre lucruri care s-au întâmplat în vremea Mântuitorului, când El a fost pe pământ în trup. O să vă rog să deschideți Biblia în Evanghelia după Marcu, în capitolul 9, și să citim împreună despre vindecarea unui tânăr îndrăcit, minunea vindecării unui tânăr îndrăcit. Este a 17-a minune făcută de Domnul Iisus, asupra căruia noi ne oprim cu gând să învățăm de la Domnul. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați. Marcu, capitolul 9, versetele 14 la 29, vindecarea unui îndrăcit. Marcu 9, 14 la 29. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul, pe Iisus s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El i-a întrebat: despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde l-apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui câtă vreme este de când îi vine așa. Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori duhul a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns: tu zici dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tată copilului a strigat cu lacrimi: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și i-a zis: duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau: a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Lăudăm pe Domnul și pentru această ocazie să fim împreună, alături de Evanghelia sa veșnică, în prezența Duhului lui Dumnezeu, care de la cinzecime este în biserică, în Sfinții Domnului, născuți din nou, și să ne uităm în Scriptură cu gând să avem folos, învățând și copiind, imitând comportamentul Domnului, atât în viața de neprihănire, cât și în viața de slujire. Minunea vindecării unui tânăr îndrăcit. Minunea aceasta este prezentată și de evanghelistul Matei, în capitolul 17, și de doctorul Luca, în capitolul 9. Am ales prezentarea din Marcu, fiindcă Marcu, ca unul care tot timpul prezintă acțiunea, el surprinde și alte aspecte pe care ceilalți doi nu le-au surprins. Se pare că această întâmplare se derulează la poalele muntelui schimbării la față, fiindcă dacă vă uitați, la versetul 14 începe prezentarea minunii pe care noi am citit-o, dar la versetul 13 se termină schimbarea la față. Deci de la 1 la 13 este schimbarea la față. Domnul Iisus este pe munte cu grupul intim,
Petru, Iacov și Ioan. Acolo are loc minunea aceea a schimbării la față, a transfigurării Mântuitorului. Domnul coboară cu ucenicii în versetul 13. Și în versetul 14, deja evanghelistul prezintă o nouă întâmplare, o nouă minune care se petrece cu vindecarea acestui tânăr, bărbat, care era posedat de diavolul. În versetul 27 din capitolul 8, Scriptura ne spune că Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Apoi, la sfârșitul capitolului, ne spune că s-au îndreptat spre Galileea și au ajuns la Capernaum. Asta înseamnă că minunea pe care noi o prezentăm în această seară se petrece la poalele muntelui pe care s-a întâmplat schimbarea la față, Domnul cu ucenicii. Când Domnul cu ucenicii coboară de pe munte, în urma acestei minuni extraordinare, găsesc o mulțime de oameni la poalele muntelui, o mare mulțime de oameni. Erau ucenicii, înconjurați de cărturari cu care aveau schimb de vorbe, era un tată cu copilul lui posedat de diavolul și era o mare mulțime de oameni care se uitau la discuția contradictorie dintre cărturari și ucenici. Privind la scena aceasta, în contextul căreia se petrece vindecarea, exorcizarea, scoaterea demonului din tânărul acesta, învățăm câteva lucruri. Evident, depinde din ce prismă privim minunea, că am putea să predicăm despre ea de multe ori, surprizând tot alte aspecte, dar în această seară scopul meu este să prezint pe Domnul Iisus, care venind în mijlocul acestor oameni, le rezolvă problema. Și primul gând pe care vreau să-l lansez este următorul. Necazul din absența Mântuitorului. Unde Domnul Iisus este absent, sunt necazuri. Dar nu doar că sunt necazuri, necazurile controlează oamenii și situația. Necazuri sunt și în prezența Domnului, dar ele se rezolvă. Ele nu controlează, ele nu conduc la depresie, la disperare. Dar acolo unde necazurile sunt în absența Domnului, necazurile acestea controlează oamenii, îi domină și îi conduc la disperare și depresie, pentru că nu există nicio soluție de rezolvare a necazului. Observați că în timp ce pe munte se petrece una dintre cele mai glorioase arătări ale slavei lui Dumnezeu, la poalele muntelui, ucenicii Domnului experimentau unul dintre cele mai mari eșecuri ale lor. S-au rugat pentru un tânăr bărbat care era posedat demonic și nu s-a întâmplat nimic. Ce zicem noi despre niște lucrători din generația noastră care se implică într-o lucrare și nu reușesc să facă lucrarea? Ce zicem noi? Același lucru s-a întâmplat cu ucenicii Domnului. Ei s-au rugat și nu s-a întâmplat nimic. Un mare eșec pentru urmașii Domnului care umblau cu el de 3 ani și jumătate. Și în timp ce puțin deasupra, pe munte, 3 dintre ei cu Domnul experimentau o glorioasă arătare a slavei lui Dumnezeu, jos, în vale, la poalele muntelui, ceilalți 9 ucenici, cu mult popor, experimentau un mare eșec, ce aproape a fost eșecul de succes. Succesul de pe munte n-a fost datorat înălțimii, nici lui Petru, Iacov și Ioan, ci a fost datorat prezenței Domnului Iisus. Eșecul celor 9 de jos și al tuturor celor care erau cu ei n-a fost datorat că cei 9 erau mai slabi decât cei 3, ci s-a datorat faptului că Domnul n-a fost în mijlocul lor. Frații mei, unde nu este Domnul, degeaba sunt ucenici. Nu unu, nu doi, 9 să fie, degeaba. Slava lui Dumnezeu este purtată de Dumnezeu Fiul între oameni. În numele Lui se întâmplă minuni. Unde ajunge El, se rezolvă problemele. Iar puterea pe care o au ucenicii, lucrătorii, este în numele Lui și vine din ceea ce El a făcut pe Golgota pentru noi. Binecuvântat să fie Domnul! Nu există minune în absența numelui lui Iisus Hristos.
în absența harului lui Iisus Hristos și departe de protecția și de binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos. El este unic, El este necesar, dar și suficient. De aceea, în întâlnirile noastre să nu ne mulțumim cu proroci doar, cu predicatori doar, cu pastori doar, cu oameni renumiți și cunoscuți în lumea evanghelică pentecostală a generației noastre. Să accentuăm prezența lui Dumnezeu care rezolvă problema și mai apoi alte câteva lucruri asupra cărora vom privi în această seară cu scopul să căpătăm învățătură. Observați că atunci când Domnul ajunge în mijlocul lor, îi găsește în discuții contradictorii. Și în timpul acela un om vine cu fiul lui îndrăcit la Domnul. Observați că ucenicii se roagă pentru copilul acelui om și nu se întâmplă nimic. Pe marginea acestei încercări de exorcizare, exorcizare înseamnă scoaterea demonului din cineva care e posedat. Una este ispitire când demonul e afară, diavolul e afară, noi toți suntem ispitiți de diavolul. Dar noi suntem copiii lui Dumnezeu, diavolul nu e în noi niciodată. În noi e Duhul lui Dumnezeu și este puterea lui Dumnezeu. Diavolul e afară și el ne sâcâie, el ne ispitește, el ne terorizează în toate felurile. Dar aici nu era vorba de o ispitire din afară, era vorba de o posedare din interior. Diavolul era în interiorul lui, în inima lui, în viața lui. A preluat controlul voinței. Așa că era neputincios să mai vrea ce ar fi fost normal să vrea. Observați ce se întâmplă acolo. În absența Mântuitorului, nevoile rămân nerezolvate. Tânărul îndrăcit rămâne nevindecat. Tatăl lui rămâne îndurerat. Ucenicii rămân dezamăgiți. Cărturarii rămân fără răspuns. Mulțimea rămâne confuză. Toate categoriile de oameni prezenți la poalele muntelui. La poalele muntului unde s-a arătat slava lui Dumnezeu, nu departe, acolo aproape. Au rămas cu problemele nerezolvate pentru că în mijlocul lor n-a fost Domnul Iisus. Când Domnul Iisus apare, problemele lor se rezolvă. Este interesant că la apariția Mântuitorului, mulțimea aleargă în întâmpinarea lui. Frați și surori, să nu vă temeți niciodată. Așa cum astăzi Domnul îi pune grit undeva în inimile lor, oamenii tresaltă când aud despre numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Să vorbiți despre El cu speranță. În numele acesta există un mister divin, o putere care atrage. Să vă încredeți în El și când rostiți numele acesta, să-L rostiți cu speranță. Pentru că în rostirea acestui nume e ceva din Dumnezeu. Să aveți speranța aceasta, ea vine din credință. Observați că oamenii aceștia toți au alergat la El și nu numai că au alergat la El, i s-au închinat. Omul are această aplecare, această înclinație ca să fugă la Dumnezeu, mai ales în momentele de criză. Bazați-vă pe această predispoziție, pe acest automatism comportamental inconștient și involuntar. Oamenii se simt atrași de Dumnezeu. Scriptura spune frumos în Eclesiastul că Dumnezeu a pus gândul veșniciei în om. E, gândul acesta al veșniciei ne împinge înspre Domnul. E adevărat că neștiința și consecința ei, necredința, ne separă de Dumnezeu. Dar noi trebuie să ne bazăm pe numele Domnului, să vorbiți despre Domnul cu îndrăzneală. Celor mai împotrivitori oameni. Fratele Silviu vorbea mai devreme despre Mircea Badea. Ăsta are o emisiune, un show în România, unde cam face bășcălie de oameni. Și el a vorbit de mai multe ori despre emisiunea Păstorul cel Bun. Întotdeauna a vorbit așa, n-a vorbit cu respect. Nu știu dacă ultima oară a vorbit cu respect sau nu, dar a vorbit cu, nu în mod evident așa, cu atitudine de dispreț. Însă ceea ce vreau să vă spun este că omul acesta glumind a făcut un mare serviciu Evangheliei.
Și așa cum este el un showman, un circar, o persoană care tot timpul pune pe unul și pe altul în poveștile lui și râde de el, râde de ei, omul acesta a vorbit despre Domnul și uitați-vă aici în Evanghelie că Scriptura spune că ucenicii s-au dus odată la Domnul și au spus așa: omul acela vorbește sau face minuni, dar nu este dintre noi, ce să facem? Și Domnul Iisus spune: lăsați-i. Pavel mai târziu în Evanghelie spune: pe mine nu mă interesează de ce unul sau altul vorbește despre Iisus Hristos. Important e că numele Domnului este predicat. Frați și surori, să aveți încredere să rostiți numele Domnului, că în numele acesta există o subordonare umană chiar și a celor mai bățoși dintre oameni. Să vorbiți cu încredere despre Domnul. El e împărat. Felul în care Domnul procedează cu mulțimea sa de oameni care aleargă la El ne învață pe noi două lucruri. Primul, prioritățile Domnului întotdeauna sunt cei aleși și apoi ceilalți. Domnul are priorități. A avut 70 de ucenici, dar a avut 12, dar a avut 3, dar a avut 1. A fost Domnul subiectiv? A fost sau nu? A fost diferită intensitatea relației cu Ioan, cu intensitatea relației cu cei 3? A fost. Dar a celor 3 cu cei 12? A fost. Dar a celor 12 cu cei 70? A fost. Dar a celor 70 cu mulțimile de oameni? A fost. S-a investit Domnul în mod egal în toți? Nu. Toți au fost numiți ucenicii iubiți? Nu. Toți au fost grupul intim? Nu. Toți au fost cei 12? Nu. Toți au fost cei 70? Nu. A fost Domnul selectiv? Da. A făcut Domnul diferențe? Da. Frați și surori, Dumnezeu îi tratează pe oameni în funcție de inima lor. Nu Dumnezeu a ales ca Iuda să fie vânzător. Scriptura ne spune, El a ales să fie vânzător. Ioan a ales să fie ucenicul iubit, că dacă vasul e mare și gol, Domnul umple, dar trebuie să toarne mult în el până să umple. Dar dacă vasul e mic și mai și jumătate e plin cu prostii, atunci Domnul nu poate să toarne într-o inimă decât atât cât are loc. Domnul satură după ce? Ce vreau să spun? Când Domnul se duce la ei, nu se duce la cărturari, nu se duce la omul ăla cu copilul, deși avea o mare nevoie, nu se duce la mulțimea de oameni. Știți la cine se duce? Se duce la ucenici. Este o atitudine de mentor. Omul acesta nu și-a bătut joc de cei 12 oameni pe care i-a ales și pe care i-a purtat după el. A fost, le-a dat respectul chemării pe care le-a făcut-o. Era valea plină de oameni, dar s-a dus la cei 12, că cei 12 au fost chemați de el și el avea o atenție specială pentru ei și o implicare specială în viața lor. S-a dus la ei. Scriptura ne spune următorul lucru. Domnul a mers la ucenici. Uitați-vă în versetul 14. Prioritățile Domnului sunt clare. Domnul a mers la ucenici. Al doilea lucru. Încrederea Domnului este în ucenici. El pe ei îi întreabă. Hai să citim, să repetăm citirea versetului 16. El i-a întrebat despre ce vorbeați cu ei. De ce nu i-a întrebat pe cărturari? De ce n-a întrebat mulțimea? De ce i-a întrebat pe ucenici? Pentru că Domnul Iisus Hristos are o relație spirituală de excepție cu ucenicii, sunt cei chemați, cei în care El se investește, este mentorul lor, este formatorul lor, este învățătorul lor și pe ei mereu și mereu îi învață, și în secret, în privat, separat și în prezența tuturor celorlalți. Domnul s-a dus la ucenici demonstrând prioritatea lui și pe ei i-a întrebat, nu pe ceilalți, demonstrând încrederea lui față de ei. Ucenicii au fost o categorie specială de oameni și Domnul le-a păstrat acest privilegiu. Priviți, frați și surori, că dintr-o dată, în timp ce Domnul întreabă ce s-a întâmplat, sare cu răspunsul cineva care n-a fost întrebat. Și tatăl copilului bolnav începe să prezinte care a fost situația. Și el spune următorul lucru. Am venit la tine,
Dar nu te-am găsit. El era pe munte cu cei trei în timp ce el a venit. Cu fiso, cu copilul posedat. Dar Domnul era pe munte, nu era acolo. Zice, am venit la tine, dar nu te-am găsit. Eu n-am venit la ucenici, eu am venit la tine. Dar nu te-am găsit. Și pentru că nu te-am găsit pe tine, m-am uitat la ucenici și am zis, poate reușesc ei să-mi rezolve problema. Și atunci i-am rugat pe ei să încerce să vindece pe băiatul meu. Ei s-au rugat cum te rogi tu, dar nu s-a întâmplat nimic. Vedeți care au fost, care a fost scopul și prioritatea omului? El n-a venit la ucenici, el a venit la Domnul. Dar negăsindu-l pe Domnul, s-a mulțumit bietul cu ucenicii Domnului, sperând că poate și ei vor reuși ceva, dar de data asta n-au reușit. Potrivit prezentării din Matei, copilul era somnambul. Matei 17. Doctorul Luca, fiindcă e medic, remarcă că avea epilepsie. Luca 9. Dar tatăl copilului explică că nu-i niciuna, nu-i nici alta, astea-s doar manifestări. Ci adevărata lui problemă este posedare demonică, că asta se arată că a fost vindecată câteva versete mai târziu, când Domnul spune, duh rău, ieși afară. Iată dar că un duh era înăuntru. Fraților, un duh nu intră înăuntru când omul este neprihănit. Un duh nu intră înăuntru când omul e născut din nou. Un duh nu intră înăuntru când omul duce o viață de rugăciune. Un duh nu intră înăuntru când omul duce o viață de post. Un duh nu intră înăuntru când omul trăiește sfințenia. Dar atunci când omul își permite un mod de viață lumesc, deschide poarta unui duh rău care puțin câte puțin îl poate trage departe de Domnul, atât de departe încât să intre în inima lui. Ăsta este cel mai mare risc pentru cineva când cade de la credință. Cel mai mare risc. Și aici pot conduce păcate foarte nevinovate, păcatele sociale, bârfa, cleveteala, judecata, partidele, plus altele personale sau altele de familie sau altele specifice comunitare, la lucru, la biserică sau în alte grupuri de oameni, sau conflicte cu rudele, sau. Fraților, neprihănirea inimii, puritatea minții și a sufletului înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune să mă înfășoare neprihănirea. Neprihănirea devine o pavăză. Dar când nu mai există neprihănirea, Duhul are acces. Poarta e deschisă. Să mă înfășoare neprihănirea. Să mă protejeze neprihănirea. Să-mi fie o pavăză și un scut neprihănirea. O inimă curată este garanția că Dumnezeu este aici, în inimă, și că nu se poate atinge nimeni. Să nu-ți fie frică de duhuri rele, să nu-ți fie frică de întuneric, să nu-ți fie frică de nimic. Dacă stai sub ocrotirea celui prea înalt într-o viață de neprihănire, sub ocrotirea celui prea înalt, nu poate să stea cineva în timp ce face prostii și vorbește prostii și trăiește prostii. În prezența lui Dumnezeu, Adam n-a putut să stea multă vreme păcătuind. Dumnezeu l-a scos afară din prezența lui. Să știți că nu o să procedeze nici cu oamenii din generația noastră altfel. Nu confundați prezența lui Dumnezeu cu prezența bisericii. Nu confundați, frați și surori. Să nu confundați deloc. Sunt două lucruri atât de diferite, foarte diferite. Sigur că ele se și aseamănă, dar se și deosebesc. Acest eveniment demonstrează, revenind la textul pe care l-am citit, evenimentul acesta demonstrează de ce sunt în stare ucenicii despărțiți de Domnul. Se roagă și nu se întâmplă nimic. Pe deal se arată slava, jos falimentul domnește. Ce trist și ce mică distanță din punct de vedere geografic între cele două categorii de oameni care au experimentat lucruri contradictorii. Nu departe de slava lui Dumnezeu poți să ai un mare eșec. Nu departe de arătarea slavei lui Dumnezeu poți să experimentezi un mare faliment. Nu apropierea fizică, geografică, ca și distanță de spațiu, rezolvă problema. Nu. Ci prezența autorității numelui Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, am vrut să spun următorul lucru, necazul din absența Mântuitorului. Acum, aș vrea să spun situația din timpul Mântuitorului. Situația din timpul Mântuitorului a fost gravă, ca și cea de astăzi. Domnul explică
tatălui îndurerat că slujirea înseamnă durere și suferință. Știți ce îi răspunde la tatăl ăla care îi cere să-i vindece copilul? Zice, până când o să vă mai sufăr? Nu vi se pare răspunsul Domnului prea direct? Ce ați zice dumneavoastră dacă un om de la noi din adunare, fiind bolnav, ar veni la pastor să le spună, după cum zice Biblia, chemați pe prezbiterii biserici, să vă ungă cu un de lemn și să se roage pentru voi în numele Domnului, așa spune Scriptura. Să vină la prezbiterii bisericii și să spună, frate, sunt bolnav, ungeți-mă cu un de lemn și rugați-vă pentru mine. Și prezbiterii să spună, până când o să vă mai suportăm? Ce ați zice? Domnul asta i-a spus la omul ăla, până când o să vă mai suport? Sunt încurajatoare cuvintele acestea sau nu? Ce credeți că a vrut să spună Domnul? Aceeași problemă au ridicat-o profeții. Uitați-vă ce a spus Moise. Moise spune exact același lucru pe care l-a spus Domnul Iisus. Citiți Deuteronom 1, 34 la 37. Ilie a spus aceleași lucruri. Citiți 1 Împărat 18 cu 21. Isaia a spus aceleași lucruri. Citiți Isaia 6 cu 11. Profeții din Vechiul Testament, Domnul Nou Testament, spun aceleași lucruri. Adică, această afirmație se referă la necredința oamenilor care trăiesc o viață în necredință, în indiferență, în necunoaștere de Dumnezeu și când au probleme, fug la Domnul ca la pompierii care trebuie chemați să stingă casa, că doar atunci sunt buni și necesari. Dumneavoastră vă aduceți aminte că Domnul Iisus n-a putut să facă niciun miracol în orașul lui natal, în satul natal. N-a putut. De ce? N-a fost el Iisus Hristos? Ba da. Dar de ce n-a putut să facă nicio minune acolo? Scriptura răspunde, datorită necredinței oamenilor. Dar acum necredința oamenilor poate să împiedice puterea lui Dumnezeu? Dacă eu spun da, vi se pare că este îndrăzneț răspuns, dar e răspunsul corect. E răspunsul corect. Asta nu înseamnă că Domnul, dacă ar vrea, n-ar putea să treacă dincolo de necredința oamenilor. Evident că ar putea, că pe el nu-l împiedică nimeni. El n-are nevoie să colaboreze cu credința noastră. Dacă ar vrea, el poate să facă tot ce vrea. Dar uitați-vă la ucenici. 9 dintre ei se roagă și nu se întâmplă nimic. Și când îl întreabă pe Domnul, noi de ce n-am reușit? Domnul le spune, soiul acesta de draci ies cu post și cu rugăciune. Iar când omul acesta îl invită pe Domnul să-i vindece copilul, vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus? Totul e cu putință la cel ce crede. Dacă introducem negația, cum spunem asta? Este imposibil la cel ce nu crede. E posibil la cel ce crede și e imposibil la cel ce nu crede. Uitați ce spune Domnul Iisus. O neam necredincios. Nu spune lipsit de bun simț, nu spune obraznic, nu spune rău, măcar că toate astea erau adevărate, dar singurul lucru care îl desparte în mod categoric pe om de Dumnezeu nu este răutatea. De răutate omul se poate pocăi. Este necredința. Când omul nu crede, nimic nu se poate întâmpla bun. Când omul crede, începe să se construiască relația spirituală cu Dumnezeu. Și omul aruncă un păcat, renunță la un stil de viață păcătos, puțin câte puțin, dar totul pleacă de la credință. Credința înseamnă deschiderea ușii și apoi intrarea într-o nouă dimensiune, într-o nouă încăpere. Dar fără credință, omul nu poate să facă nimic, iar dacă face, nu are nicio însemnătate. Dumnezeu nu are nevoie de meritele noastre, de activitățile noastre. Ceea ce ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu este credința, nu meritele noastre. Nu realizările noastre, indiferent de ce natură sunt ele. Asta nu înseamnă că ceea ce noi facem nu e important. Ba da, este important. Dar primul lucru care ne pune în relație spirituală cu Dumnezeu este credința. Înțelegem cu ușurință din atitudinea Mântuitorului că pentru omul duhovnicesc e un chin să trăiască în același loc cu omul firesc.
Înțelegem asta foarte ușor. Când Domnul spune, om neam necredincios, cât v-o să vă mai sufăr? Era chinul sufletesc al unui om sfânt care trăia în mijlocul unor oameni corupți, lingușitori și plini de politică religioasă. În față veneau ca să fie vindecați, iar în spate n-aveau nicio prețuire pentru el. Câți dintre ei au luat apărarea când a fost condamnat la moarte? Niciunul. Niciunul. De ce atunci nu și-au manifestat fidelitatea față de Domnul? Fii sincer, dacă soția sau soțul, copilul sau părintele dumitale ar fi acuzat, n-ai sări în ajutorul lui? Ba da. Chiar dacă ai risca, ai spune poliției, hei, opriți-vă, ăsta-i copilul meu. Păi ai vrea și dumneata să fii legat împreună cu el. De ce n-au avut aceeași unitate de măsură față de Domnul? Asta se numește fidelitatea oamenilor, încrederea oamenilor și Domnul ajunge să spună blestemat să fie omul care are încredere în om și își pune, se bazează pe un muritor. Fraților, fidelitatea oamenilor e egal cu zero. Omul e o ființă coruptibilă și interesul poartă fesul era o vorbă în popor în România. Și așa este. Interesul poartă fesul. Este foarte greu în viață să te disociezi de interesul tău și să faci din interesul lui Iisus interesul tău. Și Pavel spune la fel în epistole și zice, fiecare umblă după foloasele lui personale și dacă nu mai are nimic de câștigat, dintr-o dată se defocalizează, nu se mai concentrează pe lucrul acela, că el nu mai are nimic de luat de acolo. Ajunge Domnul să spună, când ai o masă, nu chema pe ăla care o să te cheme mâine înapoi, că de fapt ai dat masa ca să o primești înapoi, cheamă pe cineva care nu are de unde, nu te va chema niciodată și vei pierde masa care o dai. Nu da cu scopul ca mâine să o primești înapoi, că și ăla spune, eu am crescut în sudul României unde era cultul morților și erau foarte multe sărbători în an și bunica mea, care era o femeie foarte credincioasă în cultul ortodox, mă trimitea cu o strachină, farfurie din lut din vremea aceea, cu împărțeală. Ce însemna împărțeală? Un colac, niște orez cu lapte, niște bomboane, ce avea fiecare. Și mă duceam la vecina și îi duceam asta, după ce el tot descântase și îl dătuse morților. Făcuse rugăciuni așa, pentru lucruri închinate morților. Și când mă duceam la vecina, eu vreau să plec, dar vecina spunea, stai, nu pleca. Și știți ce făcea? Lua strachina cu bomboanele aduse de la bunica și îndătea o altă strachină de la ea cu bomboane de la ea. Și era un schimb de bomboane și de strachini. Bunica nu pierdea nimic. Dătea o strachină verde și lua înapoi una roșie. Sau dătea bomboane cu ciocolată și lua cu cacao. Sau invers. Era un schimb. Asta nu mai e treabă. Și Domnul spune, când ai o masă, să nu ai în gând să primești înapoi. Nu umbla cu interese de genul ăsta. Când faci un bine, fă-l și gata. Păi noi astăzi, fraților, facem la fel. Vă pot da exemplu cu casieria doar. Fără ca să-l comentez. Dăm banii Domnului, dar tot noi suntem stăpâni pe ei, că de fapt i-am dat Domnului, dar în anumite circunstanțe îi putem cere înapoi. O, Doamne, ai milă de noi! Asta nu mai e partea Domnului. Asta e partea noastră împrumutată Domnului, cu care facem afaceri. Dacă așa stau lucrurile, noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cine-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-și poate permite să se comporte în felul ăsta. Nici vorbă! Închei. Bucuria din prezența Mântuitorului. Este interesant faptul că Domnul, deși cunoaște toate lucrurile, în loc să-l vindece pe copil, îi cere explicații lui taică, să o ia, spunem, de când e în situația asta? Păi vă întreb eu, Domnul Iisus, fiind Dumnezeu, n-a știut de când e ăsta bolnav? Ba da. Dar îl întreabă pe taică să o de când e așa și taică să o spune din copilărie. Nu spune Biblia cât de mare era, dar dacă a spus din copilărie, înseamnă că acum nu mai era copil. Înseamnă că era cel puțin tânăr. Asta înseamnă avea cel puțin peste 16 ani. 15, 16 ani. 20, 25 de ani. Asta înseamnă că cel puțin de vreo 10-15 ani era așa. De ce întreabă Domnul asta? Domnul întreabă asta din mai multe motive. În primul rând, ca să demonstreze vulnerabilitatea omului, ce îi se poate întâmpla, cât de rău e diavolul. Apoi vrea să stabilească vechimea bolii,
ca mai târziu cărturarii să nu spună: a, păi de fapt nici n-a fost bolnav, numai astăzi i-a venit un pic rău și acum Iisus a venit și da, de fapt n-a fost bolnav. Domnul a vrut să clarifice public că e o problemă veche de 15 ani și vindecarea este autentică, să fie trecută în contul lui Dumnezeu. De asemenea, a vrut să pună în evidență că condiția de vindecare este credința. Și când omul ăsta înțelege lecția vindecării prin credință, spune: Doamne, mărește-mi credința, îmi dau seama că fără asta nu se poate. Dar știți când l-a vindecat Domnul pe copil? După ce omul a spus: n-am credință, ajută-ne credinței mele, după ce s-a smerit, după ce și-a recunoscut starea. Ăsta era un evreu, avea o părere foarte înaltă despre el. Și atâta timp cât i-a spus: vindecă-mi copilul, Domnul nu i l-a vindecat. I-a pus întrebări cu caracter pedagogic ca să-l ajute să înțeleagă că vindecarea nu se vinde, se primește prin credință. Cu alte cuvinte, a vrut să spună: tu nu crezi în mine, cum îți permiți să vii să faci afaceri cu mine, să-ți vinde copilul așa? Trebuie să te conduc mai întâi la nivelul de a crede și nu poți să crezi decât dacă te smerești. Și omul ăsta spune: mă smeresc, sunt necredincios, recunosc, accept. Mărește-mi credința și vindecă-mi copilul. Și când ăsta se smerește și recunoaște că n-are credință și cere de la Domnul, Domnul spune: gata, este bine unde stai, acum copilule, ridică-te, fii vindecat. Și Domnul îi vindecă copilul. Fraților, ori de câte ori ne așteptăm la o vindecare, trebuie post și rugăciune. Ucenicii întreabă mai târziu: noi de ce n-am putut? Soiul ăsta de drag spune: ies cu post și cu rugăciune. Nu se poate fără post și fără rugăciune. Știu că mulți au înclinații contemporane, unde postul și rugăciunea nu mai trebuie. Și peste 5.000 de ani, când vom avea avion supersonic personal, dacă nu se întoarce Domnul până atunci, și atunci postul și rugăciunea și credința în Dumnezeu sunt indispensabile. Biserica lui Dumnezeu are o singură soluție: credința în Iisus Hristos și atașamentul de El prin post și prin rugăciune. Fraților, nu putem fără post și fără rugăciune. Pentru toate lucrurile care ne depășesc, trebuie post și trebuie rugăciune. Și trebuie credință că Domnul nu ne lasă. Nu ne lasă nici cu Alex, nu ne lasă nici cu Ramona, nu ne lasă cu nimeni. Dar trebuie să credem. E o nebunie, dar nebunia asta este dreptul nostru. E onoarea noastră, e fala noastră, e slava noastră, e soluția noastră. Dumnezeu prezent în noi prin credință și un Dumnezeu care lucrează în urma postului și în urma rugăciunii. Să nu vă lăsați! Haideți să ne ridicăm la rugăciune, să ne îndreptăm viața, să ne îndreptăm inima, să ne zmerim, să ne angajăm. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvântăm!